totdeauna acum și de aici. Amin. Și doar în această seară, în acest ciclu de evocări și conferințe despre Părintele Galeriu, veți avea bucuria să ascultați doi ucenici foarte, foarte, foarte apropiați. Și este mai întâi domnul inginer Laurențiu Avram, care este și absolvent de teologie, ca și celălalt, de altfel, domnul Adrian Luican, iarăși inginer. Deci sunt doi ingineri absolvenți de teologie, doi dintre cei, împreună cu fratele Viorel aici, Cristian Pressler, care a scris și cartea Părintele Galeriu, Descoperitor al vocațiilor târzii pentru preoție. Sunt trei ucenici care au făcut teologia, dar n-au mai terminat rânduiala preoției. Însă au fost foarte apropiați, toți trei, de fapt, de Părintele Galeriu și mai ales prin faptul că se aflau mult în preajma lui în mașină și la conferințele de prin țară. Îl duceau dintr-un loc în altul și în felul acesta beneficiau de învățătură, cum să spun eu, la pachet cu transportul. Da? Și l-au descoperit în multe situații extraordinare. De aceea este foarte mare bucuria noastră că, în sfârșit, mai ales domnul Laurențiu Avram, care rămăsese dator, a hotărât să facă o evocare. Pentru că de multă vreme așteptam o evocare din partea noastră. Fratele Viorel Pressler l-a făcut și la noi și în altă parte, la biserica unde am fost împreună, la Sfânta Treime. Fratele Adrian a făcut tot la noi în biserică, parcă acum un an sau cu 2 ani. Dar acum începem cu domnul Laurențiu Avram și nașul nostru de cununie împreună cu părintele. Și nașul copiii, să rămână. Mulțumim și să rămână. Preacucerii și părinții. Mai aproape de mine. Preacucerii și părinții. Părinții duhovnii. Mărturisesc că atunci când domnul profesor Costea mi-a spus că vrea să spun câteva cuvinte, mi-a fost foarte greu. Din două motive. Unul, care știu că din punct de vedere al talentul oratoric stau foarte rău și mai ales al temerii din câteva cuvinte nu se reușesc să evoc personalitatea acestui om care mi-a schimbat existența în totalitate. Adică Părintele Constantin Galeriu. Așa că o să încerc cu câteva cuvinte să evoc această personalitate, mai ales prin niște întâmplări, niște lucruri care mi s-au întâmplat alături de simția sa și o să pintez mai mult partea, să zicem așa, duhovnicească și mai ales, cum îi spun eu așa, gingășia pe care o manifesta Părintele față de fiecare om de lângă el. Ca să intrăm în duh așa, m-am gândit mai întâi să facem o proiecție unei particele de un sfert de oră, așa, de la o conferință, cred că de la Cluj, din 1999 este. Această conferință nu cred că este foarte cunoscută, pentru că fiind acolo, în sfârșit, este singura mărturie acest filmare.
Aș vrea să mai proiectăm ceva, din păcate însă n-am găsit, dar pe proximă ocazie o să facem lucrul ăsta cu locurile natale ale părintelui, unde a fost și părintele Cristian, tot așa, 15-20 de minute. Nu, am căutat câteva zile și n-am găsit, fiindcă sunt 10 de ore de filmări și n-am reușit să găsesc. Dar cu proximă ocazie o să fac lucrul acesta. Deci o să începem așa cu acest lucru. Trebuie să recunosc că alături de părinte, deci din momentul în care l-am cunoscut, practic am avut răspuns la toate întrebările. Mi s-a arătat un sens în viață. Am învățat ce înseamnă viață, ce înseamnă moartea. Chiar părinte, știți probabil toată lumea că atâta această vorbă că moartea e undeva la începutul vieții. Îmi cer scuze de calitatea sunetului, mai ales pentru că a fost făcut, filmarea a fost făcută acum 22 de ani. 19 ani sunt de atunci. Și semnalul acustic a fost prin cameră, deci prin microfonul la care vorbea, deci automat trebuie puțin atenție ca să înțelegem ce zice, dar sunt convins că se va înțelege. Și mai iau un
Vedeți? Mirul se întâlnirea asta. Miriața unde este? Unde este miriața? În ce tabără? Nu e în stâncă. La inima mirii. De aceea zic părinții sunt oameni și alți părinți. Când a zilit Dumnezeu pe omul și pe el a fost la tabără, i-a deschis pe asta.
De aceea, Dumnezeu a venit pe Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut în pom. Iubiți-vă, de ce îmi spune lui Grigore se da Dumnezeu? Un cuvânt atât de frumos, atât de atent și atât de sugestiv și intuitiv. Îl știu și de la partea mea să mă citez de aici. Am zis, definiția dreptei credințe, definiția dreptei credințe este a vedea și a cunoaște într-o curăție cele două dogme ale credinței. Doar mai multe bază, până în urmă, gărită cele două dogme ale credinței, adică trăirea și trăirea. Trăirea și trăirea. Ce trebuie? Trăirea au privit și au cunoaște în timp neamestecat și netăiat, în unitate. Ai trăirea dată, nu și nu. Neamestecat, netăiat, în unitate. Iar trăirea ce e bine? Trăirea fiilor lui Hristos. Adică Hristos, Dumnezeirea și Thank you.
Părintele Cristian, când mi-a făcut prezentarea, a urmit și faptul că sunt și economist. Și asta vreau să vă spun încă o dată. Sunt inginer, economist și teolog, cu master în turism și servicii și în teologie. Dar doctoratul mi l-am luat ca șofer al Părintelui Galilei. Asta vreau să vă spun. 4 ani de zile mi-am luat doctoratul fiind șofer al Părintelui. Pentru că după ce l-am cunoscut, am fost efectiv ca un cățel pipicios lângă stăpânului, deci nu așteptam un semn în fiecare dimineață, soția știe lucrul ăsta, să fiu sunat și să plec oriunde pot. Încerc tare că am vocea puțin și mai pitigată și sunt și răcit și sunt și cuplit și de emoții. Deci l-am cunoscut cu 6 ani înainte să plece la Domnul, în 97, când mi-am botezat cu un copil aici la Biserica la Sfântul Silvestru, băiatul, exact acolo, în spate, la lumânări am vorbit, eram numai noi doi în biserică. Și în timp ce făcea formele pentru programarea botezului, mă chestiora așa mai finuț, cum știa dânsul, ce studiam, cu ce mă ocup și așa mai departe. Și la sfârșit, lucru care m-a surprins așa puțin, a făcut următoarea afirmație. Deci, sunteți un fel de om de afaceri? Mi s-a părut așa foarte ciudată exprimarea și mai ales tonul pe care mi-a fost pus întrebarea. Și m-a prins puțin descoperit și după aceea imediat a venit cu propunerea, spunându-mi că dacă nu merg la biserică, la Sfânta Liturghie, ce-ar fi dacă aș veni aici? La Sfântă Liturghie, la Silvestru, la Sfântul Silvestru,
să văd cum este. M-a acceptat propunerea, nici sincer la momentul respectiv să dau mai mult gândul la botez, la ce urmează să se întâmple, dar m-a impresionat, a rămas foarte impresionat de tonalitatea vocii părintelui și mai ales de atitudinea pe care o avea. Bineînțeles că la următoarea duminică m-am prezentat. Acolo, între cele două uși, părintele vorbea, s-a oprit din cuvânt și zice, a venit domnul Laurențiu, poftiți în față, domnul Laurențiu. Îmi dat seama că toată lumea s-a uitat la mine, cine e ăsta, vine așa și am lăsat că pe pământ, am făcut vreo câțiva pași. Nu acolo, haideți aici, în față. Și a venit în față. Și a fost foarte bine. A doua duminică, scenariul a fost identic. Și la a treia n-am mai așteptat, am venit direct în față, că n-aveam ce să fac, asta a fost. Și așa am început să vin la biserică. Eu care nu veneam decât de Paște, de Crăciun, la nunți, la botezuri și la mănuntări, bineînțeles. Aveam o sămânță pusă de către bunicul meu, care Ioachim îl chema, la fel ca și pe tata, care mi-a dat la 10 ani, când am plinit 10 ani, un nou testament cu psalm. Și mai, nu știu dacă din rușine neapărat, dar făceam așa o rugăciune zilnică, fiindcă aveam acolo Evanghelia zilei și în fiecare zi, de când am primit-o, am tot făcut lucrul acesta, până când, iată, sunt, deci, 20 de ani, de 20 de ani făceam lucrul ăsta. Dar acum s-a întâmplat lucrul acesta, adică l-am cunoscut pe părinte și am început să vin la biserică. După ceva timp, într-o anumită conjunctură, am avut ocazia să merg cu Sfinția sa, cu mașina, să-l duc undeva. Și atât a fost, pentru că din momentul ăla nu m-am mai despărțit, v-am spus, adică am simțit că mă atragea ca un magnet, așa, și am simțit că acolo este sensul vieții mele, în direcția aceasta, adică să fiu aproape de părintele, pentru că era, în primul rând, un om extraordinar. Adică plecam de acasă, de aici, de la casa parohială, ne întâlneam cu cercetori, țigani, sunt mă iertați, oameni simpli pe stradă, să oprea, vorbea cu ei și peste o jumătate de oră eram la nu știu ce ambasadă sau la patriarhie, la patriar sau chiar la președinte. Deci pur și simplu nu făcea distinție. Deci era, se comporta identic cu toată lumea. Și acum m-am structurat așa puțin în câteva, în ceea ce ține de parte de șoferii, să zicem așa. Adică, de exemplu, mergeam noaptea, veneam noaptea din țară și l-auzeam că dormea, avea un sfărit așa ușor și l-auzeam în dreapta mormâind, așa puțin, frate Laurențiu, aici suntem în cutare loc. Și eram, într-adevăr, acolo eram, dar eram într-o localitate pe care o străbătea în 20 secunde. Deci, pur și simplu, știa traseele foarte bine, nu știu, în sfârșit. Adică mă surprindea cu chestia asta, ceasornic era, adică pur și simplu, în momentul când se trezea, spunea locul în care este. Indiferent că nu se vedea niciun panou, un indicator care să spună lucrul acesta. Vreau să-i văd puțin și ce se întâmpla. Acum să mă iertați că sunt lucruri mai, poate mai numește așa, dar poate lucrurile astea să știu mai puțin. Ce se întâmpla când ajungeam la o benzinărie, unde era necesar să meargă părintele la toaletă. Avea o mică neputință mai spre sfârșit, așa, și trebuia să ajungă la toaletă. Și spunea, mergi în inspecție. Inspecție însemna, mă duceam, vedeam să fie cât mai puțină lume în benzinărie, la toaletă, bineînțeles, să nu fie nimeni, și așa mai departe. Veneam, îi spuneam, gata, părinte, haideți. Se ducea așa pe după raftă, până la urmă ajungea la toaletă. Ei, dacă îndeșea, era o problemă, că tot personalul stației, tot au lamurit, se înșirau așa în rând. Și părintele binecuvânta, că n-avea ce să facă. Adică era deja pus în fața faptului împlinit, cât vrea să fie neobservată prezența dânsului acolo. Mi-aduc aminte de o conferință pe care a avut-o la Oradea,
unde după conferință fiind târziu, era fusese într-o joi, dacă nu mă înșel, ne-au cazat la un hotel, două camere, unde patronul era protestant. Pentru că, la, mai mult ca sigur, fiindcă la fiecare pat, pe noptiere era câte o Biblie protestantă și în sfârșit. Dimineața, vineri dimineață, bătăi, nu știu, dimineață, nu știu, era 7, 8, 7 jumate, cam așa, și după conferință sătă și cu masă, cu tot pe la ora 1, bătăi și când, nu știu, era părintele impecabil, în straie, pregătit de drum, dar se vedea că nu dormise toată noapte. L-am pofit de înăuntru și eu nu știam ce să mai fac, că eram în pijamale, deci eram cum fusese trezit din somn. Și părintele n-a apucat să spune decât atât că sunt niște cărți greșite pe notiere în tot hotelul, sau cel puțin la dânsul cameră, și nici n-a apucat bine să termine, că așa a dormit pe fotoliu, exact 2 ore a dormit. După ce s-a trezit, am coborât, am să plecăm, pentru că avea vorba asta, indiferent unde eram, cât de departe, să mergem puțin mai repede, să prindem o lecuță din slujbă. Părintele duhovnic știe mai bine că întârzia tot timpul și... Și... am coborât, eu m-am dus să iau mașina din parcare și părintele nu mai ieșea. Dacă am văzut că nu mai ieșea, am lăsat mașina, am intrat. Era avea o figură, o față total diferită față de cea cu care venise dimineața. De ce? Se conversa cu o doamnă de la recepție, era singura ortodoxă din tot hotelul. Și i-a dorit niște cărți cu o bucurie extraordinară, s-a dat un pomelnic, în sfârșit l-am desprins destul de greu de acolo și nu mi-a vorbit decât despre că avea o bucurie. Adică, efectiv, părea că își găsise insulița salvatoare în tot ce era acolo. A fost foarte bucuros și am plecat spre București și am ajuns surprinzător, că era de la ora de-a, plecase la 10, era și destul de târziu, am ajuns prin o lecuță de slujbă, cum spunea Sfinția sa. Cel mai mult m-a impresionat din punctul ăsta de vedere al plecărilor de acasă, m-a impresionat însă diminețile. Pentru că dimineața plecam de acasă și spunea: haide să fie puțin, niște 10 rugăciuni de dimineață, așa în gând. Și începeam. Și acum începeam. Și când veneam bucuria rugăciunii, îl auzeam mormâi din partea dreaptă: știu, frate Laurențiu, că simți ceea ce simți, pentru că și eu simt acum același lucru. Lucrul ăsta mă cupleșea. Invariabil, când eram în 2, îmi spunea frate Laurențiu. Dacă apărea a treia persoană, eram domnul Laurențiu, domnul inginer și așa mai departe. În ultimul an m-a acopleșit în un cu metre. Deci nu m-a scos din cuvânt, din cuvintele astea, indiferent, adică un cărucior fiind. Și vă dați seama cum mă simțeam eu, să zic că mie părintele Gariu cu metru. În fine. Tot așa legat de partea asta de șoferie, veneam de la Bacău, de la o conferință, pe tema teologie-biologie. Și l-am văzut destul de îngundurat, așa, urcat în mașină, am mers ceva kilometri și la un moment dat mă frământă o întrebare: ce părere ai, de ce nu se strică mierea? Și eu zic, părinte, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Uite, frate, eu știu de ce zic că nu se strică, pentru că e făcută de fecioare. Asta este, e făcută de fecioare și de costă să zic că și... Iarăși a rămas, adică nu mă așteptam. Sunt lucruri pe care... ca acesta, zeci, poate sute. Da. Din punct de vedere al duhovnicului, și a relației stricte cu familia mea, cu familia noastră, s-au întâmplat niște lucruri care, de asemenea, m-au cupleșit.
în 2000 am primit o veste foarte grea, adică o veste foarte grea. Am mers la un control pentru că băiatul nu vorbea sau vorbea prea puțin. Și am mers la un control la cel mai mare psihiatru în psihiatrie infantilă, domnul profesor Măgureanu, care ne-a dat un diagnostic destul de crunt, în sensul că a spus că sunt elemente de autism și așa mai departe, legate de băiat. Am fost terminat câteva luni de zile și eu și soția și am ajuns la părintele pentru un părtășan. Părintele a ridicat păr așa și a zis, tu vezi în fruntea asta vreun autist? Și eu zic, nu știu, părinte, dacă așa mi-a spus, nu vezi de treabă, nu are nimic. Veniți și îl împărtășiți cât mai des posibil și băgați-l la o grădiniță din asta de masă, o grădiniță de stat și o să vedeți că o să fie bine. Nu zic și făcut, așa am făcut, dar noi am urmat și ceea ce ne-a spus doamna doctor Măgureanu, ne-am dus la Centru de Sănătate Mentală Titan, există așa ceva, și aici am întâlnit cu doamna doctor Urziceanu, se numește, nu știu dacă mai este acolo, care ne-a luat pe Tudor, așa că am băiat, și a plecat cu el prin institut. A fost cele mai lungi două ore din viața mea când s-a întors cu el și a zis, domnule, n-are nimic, nu are niciun autism. Vorbește mai târziu, ăsta e ritmul lui de viață. Și de aici încolo intervine, din vorbă în vorbă, aflu că tatăl doctoriței Urziceanu, doamna doctor care era acolo, fusese la canal cu părintele. Adică, iarăși se închisese un cerc tot legat de părintele, adică într-un moment foarte crunt al existenței noastre, foarte dificil, foarte delicat. Alt moment important a fost, părintele avea o vorbă, spunea, toate lucrurile importante se rezolvă într-o joi. Adică să evităm lucrurile astea, e întâi astăzi, mă apuc de nu știu ce, e luni astăzi, mă apuc de nu știu ce și așa mai departe, sau începutul lunii. Pentru că avea vorba, știți, era acțiune pentru dânsul, nimic nu e întâmplător, totul e pronunciator, totul de la Dumnezeu. Și a aflat, din spovedania mea, bineînțeles, că părinții mei nu sunt cununați, aveau aproape 60 de ani. Și, conform sintagmei, abia pe aici, într-o joi, și cununăm de vedem de ce facem. S-a părut o dată, au venit la cununia sorei mele într-o sâmbătă. Și duminică am venit la Sfânta Liturghie cu ei. Ea la Sfânta Liturghie, au venit și socrii mei, a produs Sfânta Taina Cununiei. Domnul Gabriel, care era atunci, a închis biserica. S-a nimerit să fie 7 preoți în biserică atunci, nu știu din ce motiv, dar a fost minunat. Și părintele mă urmărea pe mine, sigur că, și spunea, uite că Ioachim plânge, vezi? Adică era bucuros că să mișcase mult, mult de tot ca Duh Tatăl. Tot de la spovedanie, bine, nu spun așa de la spovedanie, dar nu, asta e chiar o chestie, mai jucam din când în când la loterii, mai puneam câte un bilet la loto. Și l-am întrerupt, n-am mai jucat, jucam la promosport. Și am mărturisit părintele și părintele zice, i-a zis, părinte, astea sunt jocuri, deci sunt meciuri, sunt... Și foarte mirat așa, să ridică privirea și se uită la mine, zice, măi, am tot așa, asta nu-i tot un fel de ghișeală, cum spunea părintele. Bă, da, părinte, e, vezi, gata. Da. Am avut ocazia acum vreo 2 ani de zile să merg la Ploiești. De fapt, la persoana pe care o cunoșteam cel mai bine din Ploiești, afară de familia părintului Cristian, și care stătea exact pe strada unde este casa parohială de la Sfântul Vasile. Și a rămas, nu că plăcut impresionat,
surprins total de cât de multă evlavie aveau după 40 de ani oamenii care îl cunoscuseră acolo. Deci, parcă plecase ieri. Foarte, 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 foarte își manifestau și bucuria, până la urmă, că se intereseze cineva. Că... Da. Când a fost accidentul, părintele, când v-a scolat pe data de 4, la ora 3 după amiază m-a sunat doamna Argentina spunându-mi că duminică pe 6 de bobotează, după slujbă, părintele vrea să vină acasă la noi, deci acasă la noi, ceea ce nu se întâmplase niciodată, să ne facă o sfeștanie. Vă dați seama că a fost o bucurie extraordinară, țopăiam pe acolo pe firmă și la nicio oră mă sună și îmi spune că părintele se simte rău, că e rău și așa mai departe. Am venit că firma e aici aproape și a venit repede, am ajuns înaintea salvării și aici vreau să ajung. Ce m-a surprins pe mine extraordinar de mult, apropo de jertfă, este faptul că părintele, așa cum era cu gura puțin strâmbă, cum a fost la început, încerca să ne liniștească pe noi. Și părintele știe că spunea că lasă că nu era așa de grav, ne vedea fețele îngrozite, speriate, probabil. Lasă că am avut eu și altele mai dificile, o să trecem și peste asta și... Deci exact momentul acela în care trăia poate cel mai dificil moment al vieții dânsului, din punct de vedere al sănătății, să zicem așa, încerca să liniștească pe cei din jur. Acesta e un lucru care m-a impresionat foarte, foarte mult. Acum, vis-a-vis de partea asta teologică. Am plecat de aici, din București, să facem teologia la Târgu, știi că acolo mergea părintele, trei. Eu, fratele Viorel Preză și fratele Adrian Luican, care a venit și când sunt în timp. După primul an, normal că toți am vrut să venim la București, gândindu-ne că nu mai facem, să zicem așa, tehnică, făcându-o la zi, trebuia să mergem foarte des. La care părintele a spus, nu, rămâne doar Viorel în București, iar voi doi, adică eu și cu Adrian, mergeți la Târgoviște să nu-l rănim pe Vlădica. Asta era o vorbă, avea grijă de toată lumea în direcția asta, să nu aibă omul sufletul rănit. Păi să vă spun, acum o săptămână când a fost părintele Gordon, spunea de note. Eu nu știu ce note să dădeau aici. N-am văzut, știu, de eu vă spun că la Târgoviște, că eram lângă părintele, nu știu câți de 9 erau. Erau mai de 10. Adică era... Când ajungeam acolo, se opreau cursurile. Deci avea curs, nu mai știu, de antropologie, preda, sau nu mai țin minte exact, dar se opreau cursuri. Toți studenții veneau la părintele, din toată facultatea. Și profesori. Deci era eveniment. Da. Și drumul la Târgoviște până ne-a rânduit și ne-a spus haideți să mergeți să faceți. Nici acum nu știu pentru ce mi s-a spus să fac teologia, pentru că... Fine. Da. Așa. Da, despre lucrarea de licență. Lucrarea de licență am luat-o direct în concordanță cu ceea ce trăisem, adică cu vocația de târzie către preoție și exemple la părintele Galeriu, care a fost tipărită în anul centenarului bisericii, binecuvântarea părintelui Duhului, părintele Nicolae, aici de față, și care mi-a adus o mare bucurie atunci, că nici nu mă așteptam până la urmă. Și tot legat de lucrul ăsta, ca să nu trec peste el așa, a fost foarte interesant momentul în care părintele cu grijă deosebită, părintele Galeriu, ne-a rânduit duhovnic la fiecare în parte. Și eram eu și cu părintele și cu doamna preoteasă, doamna Argentina. Cred că așa, da. Și a zis tu, Laurențiu, să mergi la părintele Constantin Dragnea. Ba nu, mergi la părintele Nicolae. Și a baliat așa, abia așa se oară, a spus
la final de Părintele Nicolae. Pentru mine, Părintele Nicolae a fost ca o mamă și pentru mine și pentru familia mea. Pentru că este un om extraordinar. Așa cred că Părintele Gărăriu avea multe viziuni în față, să zicem așa, pe care în timpul vieții sau când era în putere nu prea le-a arătat. Dar duceam în Sfântul Altar cu căruciorul și când deja prin spate, diverse oameni cu diverse probleme, diverse probleme le așteptau. Și mă duc aminte că a venit o femeie care a spus că fata ei este plecată în Spania sau în Portugalia, nu mă țin minte, și că nu mai știe nimic de ale 9 luni de zile de când a plecat. Nu știe nici măcar dacă trăiește. Și atunci părintele, care în cărucior fiind nu mai avea o... adică avea privire mai mult spre jos, așa, a ridicat într-o sprivește și a zis: femeie, dar fata ta trăiește. Tonul pe care a spus-o m-a făcut să cred că trăiește mai mult decât faptul că respiră. Adică am fost convins în acea secundă că fata respectivei Doamne trăiește. A fost prima oară când l-am auzit prorocind cu adevărat. Acum pe ultima sute de metri s-au întâmplat mai multe lucruri, să zicem așa. Inclusiv, nu știu dacă o să evoc și chestia asta, toate că n-am trăit-o personal, o știu de la domnul Gabriel. Am mers la mănăstire la Căldărușean și acolo, printre călugări, l-am întâlnit pe cel care l-a torționat la canal. Da. Și asta a fost de vorbă, sfârșit. Dar și acesta a fost un eveniment pe mergător trecerea Domnului interesant, sau mai dur, așa să zicem, dar cel mai interesant mi s-a părut cu o lună și jumătate înainte de a pleca la Domnul, când încă era, deci nu făcuse al doilea accident, s-a trezit o dimineață, era cu doamna Luminița și cu doamna... Da. Doamna Ioana, spunând că a visat-o cu Maica Domnului. Dar din acel moment, deci după acea noapte, toată atitudinea Părintelui a fost una, nu că voioasă, să zicem așa, ca să-i caracterizez starea, adică într-o bucurie continuă, pur și simplu, probabil că visul a fost extraordinar de real, pentru că starea dânsului s-a, mă refer la cea mentală, să zicem așa, s-a modificat, nu că n-ar fi fost necredință până atunci, Doamne ferește, dar efectiv s-a văzut că visul acela a avut un impact deosebit asupra dânsului, care l-a călăuzit până când a făcut și al doilea accident. Dar eu personal, înainte să fac al doilea accident, într-o duminică, m-a invitat la masă, Părintele, mi-a spus să... Aici, unde stau cu doamna Argentina, în dreapta e un intrând, așa, și-a pusese masa afară și am rămas cu simția asta, amândoi acolo, la masă. Și în timp ce mâncam, de fapt, îl admiram cu mâncă, pentru că avea un mod de a mânca pe care nu-l pot uita niciodată, în afară de faptul că ți se făcea, deci zânea și ție să mănânci, dar punea prețiozitate deosebită în ceea ce făcea. Modul cum mânca Părintele Galeriu Ardei, de exemplu, nu pot să, în afară de faptul, pot să-l descriu, dar era unic. Deci n-am cuvinte. Și îmi spune: am trăit 85 de ani și după 85 de ani pot să-ți mărturisesc că cea mai mare virtute a omului, după părerea mea, este răbdare. A fost complicitor, adică mi-am dat seama că trăia efectiv lucrul acesta, adică era răbdare.
Când intram cu părintele, mergeam la librării, de exemplu. Când intram într-o librărie, știam când intru, dar nu știam când mai ies. Pentru că putea să stea o jumătate de oră, putea să stea și 4 ore sau 5 ore. Deci lua cărți, poate citea o carte sau jumătate de carte, chiar acolo, în librărie. Și mă duc aminte, am fost odată la librărie Eminescu, asta din centru, spatea la universitate. Și n-am putut să intrăm bine, primesc un telefon de la firmă, a venit garda financiară, e în supragard, deci erau 4 în 2, cum vin de obicei, porniți pe fapte mari, nenorocire. Și m-am dus și am spus părintele, la care părintele mi-a zis, frate, stai și te roagă, las o să fie bine. Așteaptă telefon de acolo, zice, nu mai suna tu că te agiți degeaba. Și a stat o oră, a stat două, intrasem deja într-a treia. Și voi trebuie să o trece să plec. Zice, haide să mergem. Ei, n-am apucat să ieșim din librărie, că primesc telefon de la firmă. Domnul Avram, nu s-a întâmplat nimic. Nu ne-au dat nicio amendă. Ba mai mult decât asta, a făcut un training cu toți contabili pe care avem în firmă să le explice cum să se poarte cu un organ de control, ce trebuie să prezinte ca să fie bine și așa mai departe. Și atunci ce să mai... Zic, foarte bine, n-am... Am plecat. Lucrurile astea se întâmplau foarte des. Deci, poate și din cauza asta, căutând puțin supranatural, puțin... eu care venisem totuși dintr-o inconștiență, să zicem așa, mă marcau profund. Nu știu dacă am vorbit ceva de unicitatea fiecarei persoane. Deci părintele avea darul ăsta să te facă să te simți la limita mândriei. Deci îți dădea niște elemente și mai ales dacă erau și într-o anumită conjunctură, încât să te simți cineva, să contezi. Sigur că într-o limita smereniei, dar avea acest dar. Da. Nu conta că ești mai mult sau mai puțin pregătit, nu avea importanță lucrul ăsta. Dar când se focaliza pe cineva anume, îi dădea prețiozitatea ca individ. Adică, poate puțin spus prea mult că gratul cu niște lucruri, dar pur și simplu îi dădea atenție la limita, exact așa, la limita mândriei. Așa. M-am luat așa niște idei, da? Cu plecarea la Domnul. A plecat, inițial a fost puțin necăjit, că nu m-am dezvinit eu bine, dar după aceea a plecat la Domnul de ziua mea, de pe 10 august, de Sfântul Laurențiu. Și inițial l-am zis, măi, chiar de ziua mea, și după aceea mi-am dat seama că mi-a făcut un dar extraordinar, pentru că, în general, 99% din cazuri, sfinții sunt trecuți în calendar cu data adormirii, deci nu poate să fie o zi pe care să mă amintesc cu tristețe. Și timpul a dovedit lucrul acesta. După ce a plecat la Domnul, eu am primit ascultarea să mă ocup de groapă. Deci, de afară. Din propria inițiativă, recunosc că fără binecuvântare, la momentul respectiv, am luat tot pământul de la groapă și l-am dus la temelia casei mele. Atunci construiam la casă, că și cu casa a fost o poveste. De 6 ori i-am cerut binecuvântare și mi-a tot respins, până când am ajuns de la prețul inițial la vreo 40%, mai puțin de jumate din prețul care mi-l ceruse persoana respectivă. Și atunci mi-a spus următoarele cuvinte. Ia-o, dar să nu te robească. Inițial am crezut că e vorba de partea financiară, într-adevăr m-a robit puțin pentru că au fost alte cheltuieli față de ce se stabilise inițial. Dar când am început să-mi apară în timpul zilei liturghii gânduri ce culoare să fie ușile alea,
nu trebuie să fie fereastra aia sau mai știu eu ce, atunci am realizat de fapt la ce se referea Părintele, dar era prea târziu, făcuse pasul în sfârșit. Bun, și mă ocup de groapă. Iau pământul care acolo și mă duc pentru organizarea mormântării. La cine să mă duc? M-am dus la vârf, la Vestitul Tamango, regele cimitirilor. Cel puțin era atunci, acum nu mai știu cum. Și acum este. Și mă privește așa de sus, mă lasă să vorbesc. Mi-am explicat de Părintele, așa. Vreau să iasă ceva extraordinar de frumos, să fie flori multe, să fie nu știu ce. Dar și încercam să negociez. La care mă oprește, mă lasă să vorbesc așa vreo 10 minute și mă oprește și zice Laurențiu, nu te costă nimic. Absolut nimic nu vă costă nimic, pentru că Părintele este cel care mi-a făcut prima sfeștanie acum 10 ani când am început afacerile. Și mi-a mers, vezi și cum mi-a mers, extraordinar de bine. Și nu mi-a costat nimic. Dar au fost flori cum n-am văzut niciodată. Deci flori și tot ce s-a întâmplat la mormântare, de la coștiu și așa mai departe, a fost, lucrurile s-au au fost impecabile. Știți că funeralele au fost funerale naționale? Au venit foarte mulți episcopi, au venit patriarhul, nu mai știu dacă a fost și președintele, nu mai țin. Nu a fost. Așa? Și cel mai important lucru care mi s-a părut la mormântare, dar care s-a popularizat extraordinar de puțin, a fost aureola din jurul soarelui. S-a făcut câteva poze, a apărut pe undeva, nu știu ce publicație. România Liberă, nu? Dar a fost, după părerea mea, o minune extraordinar de mare. Adică era senin. Că, am ceva filmare de la mormântare, vreo 3 ore după aceea, când spre sfârșit, deci la punerea în groapă, am stat mai mult de domnul Argentina și n-am mai filmat. Să apară acel semn, nu știu, nu poate fi explicat. Deci e o chestie așa... Și care nu înțeleg de ce n-a fost popularizată mult. Adică lucrul în sine. Da. Sunt multe lucruri, dar este o limită la care vreau să vorbesc, pentru că mă se va lucrul ăsta pe măsură ce spun lucruri mai, să zicem, mai minunat, mai, care a fost minun pentru mine și din exterior, cred că sunt percepute așa, se pierde din har. Și am luat decizia, mai ales că n-am, în sensul ăsta nici n-am bine cu puterea Duhovnicului, să nu le spun. Dar lucrul acesta pot să-l afirm. Că afară acolo, după 10 de mărturii ale unor oameni, de când a plecat Părintele de 15 ani, care l-au rugat ceva și li s-a împlinit acea rugăciune, după visurile pe care le-am avut, sunt convins că sunt Sfinte Moaște. Acum, eu nu cred că ceea ce spunea Părintele, mă arătați Părinte, acum o lună de zile că va trebui să plecați din această viață, ca să constatăm acest lucru. Știți de ce? Pentru că sunt mulți sfinți care s-au descoperit atunci când au vrut și sunt atemporali. Eu așa cred. Și pentru asta spun, Părinte Constantine, roagă de la Dumnezeu pentru noi păcătoși. Amin. Și să mă iertați pentru emoții și pentru tot. O să revenim cu întrebările după ce va vorbi și fratele nostru Adrian. Stai pe scaun, cum ți-mi stai? Adrian Luican. Am mai văzut, v-am mai istorisit și în alte și altă dată despre Părinte. O parte din asistența a fost și atunci, o parte este nouă.
Data trecută v-am vorbit mai mult, acum să vă spun mai puțin. Aproape de mult. Da. Se aude? Nu. Două, trei lucruri am să vă spun. N-am să repet ce am mai spus. Prin anii 90, așa, un stareț îmi dăruse o casetă cu o casetă video cu întâmplările minunea din Kefalonia cu șerpul. Acum este cunoscută în rândul credincioșilor, dar atunci era vasi necunoscută. Eu când am văzut-o, caseta, mi-a spus starețul că vezi că oamenii nu cunosc lucrul ăsta. M-am uitat la ea, foarte interesantă. Într-o mănăstire din insula Kefalonia, din apusul Greciei, apusul de nord al Greciei, se întâmplă o minune cum vin șerpii și se închină, sărută icoana Maicii Domnului și pleacă. Chiar de Sfântă Mărie, pe nou. Regii sunt pe nou, la fel ca noi. Și i-am spus părintele și părintele zice, se întâmplă așa ceva? Nu știa. Și zic, da, am o casetă și ne putem uita la ea. Și zice părintele, astăzi trebuie să ne uităm la ea. Și eu m-am dus acasă și m-am pregătit. Și așteptam părinte să vină, zic, acum vine părintele, mâine am venit cu doamna preoteasă. Au venit vreo 15 persoane. M-a luat prin surprindere, așa. Și s-a uitat la documentar. Imaginea cam proastă așa, dar se vedea destul de bine, să zicem de clar. După care spune, zice, pregătește că trebuie să mergem acolo de Sfântă Mărie. Eram prin iulie, cred. Și Sfântă Mărie era aproape. Pregătește cele necesare. Am pregătit-o și trebuia, dar o ispită extraordinară s-a întâmplat cu două zile înainte. Și i-am spus părintele și părintele este imposibil să pleci. Și atunci a plecat un prieten, un avocat foarte cunoscut. O personalitate. S-au dus în Kefalonia și mi-a istorisit acest avocat lucruri extraordinare. În primul rând, când au ajuns acolo la biserică din Kefalonia, este o biserică de mir. Când au ajuns acolo, părintele era foarte cunoscut. Slujea un episcop de Sfântă Mărie și a fost invitat să slujească împreună cu episcopul, desigur și cu alți clerici, și între timp părintele pusese mâna pe șerpi, îi luase mâna, șerpii nu mușcă, nu se fac nimic, absolut nimic, dacă le dai drumul, e o țintă precisă, la icoana Maicii Domnului, care este o icoană ferecată în argint, se suie pe icoană, se arătă mâna Maicii Domnului, stau o vreme pe icoană și apoi coboară. Și părintele și-a dorit extraordinar de mult să vadă minunea asta cu ochii lui. S-a împlinit dorința părintelui și de acolo a plecat, pentru că, să știți că a doua zi după Sfântă Mărie este Sfântul Gherasim, alungătorul demonilor. Din Kefalonia, Gherasim din Kefalonia. Are moaște întregi și imediat în ziua de după, când la noi sunt Sfinții Martiri Brâncoveni, nu? Sfinții Martiri Brâncoveni, acolo în Grecia, în Kefalonia, se vătește Sfântul Gherasim, se face procesiune mare cu moaștele lui, care sunt întregi. Și la procesiunea asta ce se întâmplă? Oamenii se pun, exact cum este covorul ăsta pe centru, se pun uite așa de latul covorului, unul lângă altul, având loc să treacă preoții. Dar ei nu trec preoții deasupra lor, ei lasă loc și ei trec în larg.
Așa, și pentru asta racla este dusă pe niște suport speciale, așa mai lungi, de patru preoți. Doi într-o parte, doi într-o parte. Părintele a fost și el invitat să ducă racla. Dar ce se întâmplă la Sfântul Gherasim din Chefalonia? Este numit alungătorul demonilor. Vin sute de demonizații. Este un vacarm extraordinar. Unii ajung cu mare greutate să fie puși de rude jos. Însă cei mai mulți stau împrăștiați printre oameni. Sunt zeci de mii de oameni. Poporul mult, venit din toată Grecia, să înțelege. Și ei sunt împrăștiați prin lume și încep să hulească, să înjure, să blesteme. Și când se apropie Sfântul Gherasim și oamenii sunt învățați, ei ortodoxi ca și noi, sunt învățați cu lucrurile astea și nu ne consideră ceva ieșite din comun, ca niște manifestări care se repetă. Însă, la un moment dat, era o femeie îndrăcită, care era foarte aproape de grupul de preoți care duceau racla. Făcea o călăgie extraordinară. Și părintele îmi solicește avocatul lucrul ăsta. Îi zice, Dumitre, vino încoace. Și îl pune în locul lui la raclă. Și el o ia încă și un pic spre femeia asta. Și când se apropie de ea, aia a început să urle rău de tot, să se ferească, să se plece. Și părintele foarte liniștit s-a dus și a pus mâinile pe cap. În clipa când i-a pus mâinile pe cap, s-a făcut liniște totală. A tăcut ca un prunc, ca și cum ar fi adormit. Și a stat puțin, nu știu să zic, 20 de secunde maxim, puțin tel. Cât timp i-a spus o rugăciune? După care s-a dus repede la să ia locul la racla Sfântului Gherasim. Și acest avocat mi-a spus, zice, că a fost o minune, zice. Pentru că femeia, și când ne-am întors, n-am mai scos niciun cuvânt. Zice, era eminamente liniștită. Și m-a întrebat, zice, putem să o socotim o minune? Fără niciun dubiu. Cine este o minune, cât se poate de mare. Și apoi a plecat în Corint, în sudul Greciei, lângă Atena este Pireu, portul cel mare a Greciei, și mai încolo de Pireu, mai spre răsăritul Greciei, dar în sud, se află o mănăstire de maici, mănăstirea Malevii. Și în mănăstirea asta de maici se află o icoană care izvorăște mir necetat din gură, cum se află la noi la Rarău, care este o icoană extraordinară. Când intri la Rarău, biserică, halou de mireasmă, te întâmpină de departe. În lingura ei curge tot timpul mir din buza dreaptă. Și acolo curgerea de mir este mai evidentă, pentru că grecii o colectează. O strâng și dă bețișoare înmuiate în mirul care curge din icoană. Și când a ajuns acolo, mi-a spus avocatul că s-au petrecut niște minuni, pentru că l-a văzut pe părinte ca și cum ar fi vorbit cu Maica Domnului. El stătea mai în spate. Și când s-a întors, într-adevăr, mi-am amintit ulterior, în timp ce îmi spunea, că părintele a vorbit într-adevăr cu Maica Domnului. Maica Domnului a spus anumite lucruri. N-am cum să le istorisesc acum, dar pot să certific ce a spus avocatul. Un alt lucru, un prieten, fost director la Intercontinental, acum s-a mutat la cele cerești. Nu era bătrân,
la 75 de ani. Dar când avea prin anii 90 la început, eu l-am cunoscut pe părinte exact la începutul anilor 90. Și exact pe perioada aia el a făcut nunta de argint. Și întâlnindu-mă mai târziu cu el, mi-a spus un lucru foarte interesant. Zice, măi Adrian, zice, știi ceva? Zice, știi când am făcut eu nunta de argint? Zic, eu n-am fost la nuntă, dar știam perioada. Zic, da, dar uite, știi ce s-a întâmplat atunci? Zice, părintele a ținut slujba și zice, pe parcursul slujbei m-a apucat de mână. Zice, și în timp ce stăteam, așa, zice, am simțit cum mă înalț, cum mă ridic. Și când m-am uitat jos, deja picioarele mele se înălțase așa de pământ. Și m-am speriat, zice, nu știam ce să fac. M-am uitat la părinte. Imediat părintele era cu ochii închiși și plângea. Vă dați seama, era pentru el un moment, pentru acest amic al meu, foarte important. Era atât de emoționat, încât nu putea să articuleze niciun cuvânt. S-aude bine ce zic? Da. Nu putea să articuleze niciun cuvânt. Mi-a spus târziu, la multă vreme după ce s-a întâmplat. Și m-a întrebat, ce a fost asta? Și zic eu, Ioane, uite, eu spun părerea mea, nu știu dacă așa este, dar așa a fost. Pentru că am văzut peste ani împlinindu-se asta. Eu cred că în viitor să ai necazuri. Și el, părintele, s-a rugat la Dumnezeu pentru tine atunci. Dar rugăciunea lui era atât de intensă, atât de puternică, încât tu ai trăit minunea asta. El a rămas pe gânduri așa, zice, ce să fie, ce să fie. Și dar, într-adevăr, peste vreo 20 și ceva de ani, omul ăsta a avut un mare necaz, o mare ispită. Și, în fine, cu mare greutate a trecut peste evenimentul respectiv, dar, când a venit vremea să moară, a făcut mai ulterior un cancer osos și i-a dus-o așa o vreme, vreo câțiva ani, cu tratament, nu știu ce, dar la urmă a murit. Și înainte cu zi să moară, nu-și mai cunoștea prieteni, nu-și mai cunoștea nimic. Și m-am dus să mi-au rămas bun la el, că mă gândeam că o să plece dintre noi și soția lui a spus la ureche, uite, a venit Adrian și el mi-a întins mâna, atât a putut să facă. Mi-a luat, a rămas bun și nu știam când o să moară, dar a venit un preot la el care îmi era prieten și care, pentru prima dată în viața lui, a văzut pe viu cum iese sufletul dintr-un om. Mi-a spus, este preot, are aproape 50 de ani și n-a asistat niciodată la așa ceva, la o asemenea clip. De data aceasta a asistat. Îi citise și cu o zi înainte rugăciune de ieșirea sufletului, dar el n-a murit. Apoi a venit, ne-a luat rămas bun și a doua zi când a venit, i-a citit din nou rugăciune de ieșirea sufletului. Și atunci a murit. Și mi-a istorisit cum i s-a golit stomacul, s-a subțiat și pieptul s-a umflat. Exact ca și cum a reșea el. Dar a rămas pentru câteva clipe în această poziție. Ochii închiși se mișcau cu o repeziciune extraordinară, ca și cum vedea scene uluitoare. El era inert, nu se mișca. Și la un moment dat deschide ochii brusc, era în comă, rămăsese în comă. Deschide ochii brusc și în spatele meu părul capii se face cariciu. Și atunci a murit pe loc.
Ceea ce el a văzut l-a înspăimântat atât de tare, încât, știți cum, știți că e o vorbă, ți-a făcut părul în cap ca măciucă. Și exact asta s-a întâmplat. Și așa, iată, peste cât timp s-a împlinit ce i-a spus părintele de atunci. Părintele se operase de hernie inghinală prin Germania, pe la München, cred, am impresia, nu mai știu exact. Așa. Și, așa, prin Germania se operase și s-a întors în țară și nu prea se simțea prea bine. Operația a început să supureze și îl deranja. Și din ce în ce mai tare se infectase înăuntru ceva, desigur, fără niciun dubiu, și îl deranja foarte tare, din ce în ce mai mult. Până când într-o zi îmi spune, hai de la spital, la urgență. N-a vorbit cu nimeni. Păi trebuie să mergem la urgență. Și am mers la doctorul Blidaru, cel bătrân. Cel tânăr face, operează cancer acum la funde, vechiului. Și Blidaru era la secția de la urgență, la Floreasca, aici, la secția de chirurgie. Ne-am dus acolo, când îl vede doctorul, părinte zice, nu mai pot să mai plece acum de aici. Ce situație foarte gravă. Acum trebuie să te operezi pe loc. Înăuntru infecție, este foarte clar. Părintele zice, păi și facem anestezie. Ce anestezie îți facem? Zice, nu se poate. Va trebui să ras pe viu. Dar este prea periculoasă situația ca să poți să mai pleci. Și atunci părintele a răsuflat ușor, așa zice, bine. Eu am fost martor, am rămas acolo. Nu m-am depărtat de acolo, am rămas pe loc. Și cu acordul doctorilor, ce a făcut părintele? A durat destul de mult operația, pentru că medicii din Germania îi uitaseră un pansament înăuntru. Nu știu dacă l-au uitat sau l-au lăsat. Dar avem de unde să știm. Cert este că un pansament infectase tot înăuntru. Acum, da, doctorii au curățat cu mare grijă, dar ce s-a întâmplat? Că e greu să te operezi pe viu, nu? Și părintele a început să le vorbească despre Hristos. Și a durat operația, au fost foarte meticuloși, a durat cred că vreo oră și jumătate. Au curățat cu grijă tot, cu mare atenție. Și părintele a vorbit exact ca într-o predică, că așa îmi spunea. L-am întrebat toată, părinte, de ce țineți predica atât de lungă? Că, păi, Sfântul Ioan Gură de Aur ținea de două ore și așa zicea că trebuie să fie predica de două ore, așa sfătuia. El, fiind un predicator foarte bun și iubind predica, crezând că predica poate schimba cuvântul, poate schimba inimi, urma acest sfat al Sfântului Ioan Gură de Aur. Și atunci, atâta l-a ținut în sala de operație, o oră jumătate le-a vorbit despre Hristos. Și doctorii mai puneau și întrebări. Ei operau, dar mai puneau întrebări. Oameni erudiți, nu oameni cu pregătire, cu școală, cu deschidere, cu capacitate. Și atunci puneau întrebări pertinente. Și părintele le explica cu mare atenție, cu mare grijă, ca ei, el era preocupat, el era pe masă de operație, era preocupat ca nu cumva ei să nu înțeleagă cuvântul lui. Și asta e o formă de jertfă. Și la sfârșit, când a terminat, l-a dus în rezerva unde era pus și primul lucru l-am întrebat, părinte, v-a durut? Dar el zice, n-am simțit nimic. Ați văzut? Câteodată se întâmplă și la oamenii obișnuiți astfel de momente, dar când li se întâmplă mamelor și ați văzut și filme artistice, dar lucrul ăsta este cunoscut când o mamă își lasă copilul în casa în flăcări, ea intră după copil, ea ia foc, ea arsă, dar ea nu simte durere. Ia copilul de acolo, scoate, dar după aia ce durerile se le simtă. Adică, dragostea ei, vedeți dragostea, nu? Biruiește cu mult firea trupească.
sfârșit. Ea, mama aia, trăiește pentru o clipă, iubirea care a adus-o Hristos. Ea, ca mama, are acces față de copilul ei, că el a adus o iubire care era necunoscută lumii, Mântuitorul. Evreii se iubeau unul pe altul și era o problemă în timpul ăla, până la al câtelea grad de rudenie e aproapele lor, până la al doilea, până la al treilea, după aia era clar, nu avea nicio problemă. Și el a adus o iubire care nu era viciată de egoism, de interes, de rațiune, rațiunile omenești. O iubire bazată pe jertfelnicie. Și știți că cel mai greu lucru din lumea asta este rugăciunea. Poți să-i dai omului să muncească, să nebunească 12 ore, 14 ore pe zi, că el muncește, dar nu e în stare să stea 5 minute la rugăciune. Iar așa sunt, cine mulți oameni. De aceea referendum acum nu a trecut. Pentru că oamenii nu s-au rugat. Că dacă oamenii s-ar fi rugat, n-ar fi fost nicio problemă. Și Dumnezeu a văzut că nu a existat dragoste între oameni. Și ca să treacă referendumul, era un dar și trebuia să îl căpătăm darul ăsta, să dăm o jertfă. Jertfă era cel mai greu lucru, rugăciunea, iar ea n-a fost. Pentru că noi vedem rezultatele, n-a spus Hristos așa, că veți cunoaște totul după roade. Roadul referendumului a fost prost. Da. Așa. Am să vă spun la sfârșit ceva foarte interesant. Mi-a poruncit Părintele să-l spun tuturor, un pic înainte să moară, un lucru foarte interesant. Mi-a spus să-l fac cunoscut tuturor oamenilor. Și bine, am să scriu o carte foarte interesantă. Nu interesantă, foarte interesantă. Despre Părinte. Dar îmi amintesc o mică, doar o mină, să vă spun o chestie. Cu o zi înainte să aibă al doilea accident vascular, îl plimbam cu căruțul prin curte și îmi spune, zice, știi ceva? Zice, azi noapte l-am văzut pe Părintele Sofian în rai. Zice, fiți fii atent, zice, să știi că el a fost un om sfânt încă în viață viitoare. Și m-am bucurat foarte mult de lucrul ăsta, pentru că între ei doi era o apropiere foarte mare, era o frățietate deosebită. Așa, haideți să închei, să vă spun întâmplarea aceasta, să nu mai lungesc. Că e târziu, nu? E avansat timpul. În anii, la începutul anilor 90, știți, deja germanile se uniseră și factorul principal, factorul esențial, au fost rușii. Adică, propriu zis, Gorbaciov. Ei au fost cheia Uniunii Germaniei. Nu a pus anii, nici de cum americani. Și artizanul Unirii în Germania a fost Hans Dietrich Genscher. Era cancelar în acea vreme. Și drept mulțumire pentru darul făcut, să zicem așa, de către ruși Germaniei, Germania, spre
sovietice să rupseseră sateliții și erau proaspete țări independente, cum e Moldova, sau Belarusul, sau Ucraina, sau așa celelalte. Și i-au sprijinit foarte mult financiar și nu numai atât. Le-au primit, au primit mulți ruși în Germania. O astfel de familie de ruși a ajuns într-o zonă de graniță, de fostă graniță dintre Germania Federală și Germania Democrată, dar în Germania Federală, în fosta Germania Federală. Era într-un practic un sătuc, dar satele din Germania sunt foarte bine așezate economic și zici că sunt niște orășele foarte frumoase. Și se vede prosperitatea materială a lor. Și în acest orășel mic, părintele mi-a spus, musai să spun lucrul ăsta, să-l afle toată țara. Și în acest orășel mic, era o familie mai de vază, mai bogată, înțelegeți, cu o casă foarte mare, cu o proprietate foarte întinsă. Și la această familie de germani, care aveau doi copii, aveau așa, să zic așa, erau cam 5-6 ani, mititei de școală generală, un băiat și o fată, s-a angajat o familie de ruși. După cum v-am spus, în contextul în care v-am spus, al deschiderii Germaniei pentru ruși. Și rusul era foarte priceput, meseriaș. Rusoaica, soția lui, foarte bună gospodină. Și copiii erau aproape de o seamă. Tot un băiat și o fată aveau rușii. Și s-au încașat acolo. Nemții, foarte deschiși, au hotărât să le ia copiii și să-i ducă la acea școală particulară unde erau și copiii lor. Au fost foarte deschiși cu ei și binevoitori. Și rușii își făceau foarte bine treaba, nemții se purtau foarte frumos cu ei. Până dintr-o zi când nemțoaica, de bună seamă, avea ea o chemare de la Dumnezeu, de bună seamă, oare poate că avea un suflet bun sau cine știe pentru ce merite deosebite. Pentru că nemțoaică erau protestanți, însă în această mică localitate din Germania era o singură biserică și erau și catolici. Știți că germanii sunt mai mult protestanți un pic, dar sunt și catolici în Germania. Cam așa, cam ca în Ungaria. Și ei erau protestanți. Și împărțeau biserica asta o săptămână unii, o săptămână unii. Și când venea rândul protestanților, într-o bună zi, nemțoaica, ce făceau? Ei trăgeau, știți, catolicii n-au altar. Adică au altar de la casa petească. Au scos-o. După Conciliul I Vatican, de la 1870, au scos casa petească. Și trăgeau o perdea în fața altarului. Și venea predicatorul în față la o masă și predica. Mai cântau cum fac protestanții. Și când se tragă pe perdeaua, întreabă, zice, stați, zice, opriți-vă, zice, să ne bucurăm și noi de frumusețea crucii lui Hristos. Știți, catolicii în spatele altarului au crucea. Ăștia au mulțit toți. Ei nu mărturisesc crucea și, dar familia lor, fiind o familie de bază, n-au îndrăznit să aibă un cuvânt împotrivă, dar perdeaua tot au tras-o. În sfârșit, totuși, ce trebuie să reținem? Vedeți, ca la referendum acum, ea a mărturisit. Nu mai conta ce a urmat. Dacă mărturisirea ei a avut o împlinire în ceilalți, dar ea, pentru ea, a mărturisit. Așa cum toți cei care au votat, Dumnezeu le va socoti ca o mărturisire.
Și vine seara, se duce acasă și încep frământările în ea extraordinare. Mărturisirea asta a ei a dat naștere în sufletul ei la ceva cu totul nou. Și era chinuită, nu chinuită, chinuită în sens bun, măcinată de gânduri, de înțelesuri noi, trăiri deosebite. Și totuși timpul trecea în situația aceasta. Până când într-o seară se duce să la odihnă, să pune în pat și nici nu se așează bine în pat, că deodată brusc tavanul se despică și două stele, fiți atenți, știți ce am citit odată la Paisia Ioritul, la Sfântul Paisie, zice așa cum și stelele își au lumina tot de la soare. Ați văzut vreodată pământul, fotografia din spațiu? Nu se vede nicio stea. Numai de pe pământ se văd stelele. Și două stele de pe cer au început să coboare. Și ea, vă dați seama, încremenit se dea binelea. Când se apropie, stelele erau două persoane care coborau ușor. S-au oprit deasupra patului ei, ușor plutind, cam la un metru deasupra patului. Așa mărturisea această femeie. Unul strălucea ca soarele și ea își acoperise ochii cu mâinile că nu se putea uita la el. Celălalt de lângă el era așa cum suntem noi. Nu avea nicio strălucire. Și îi spune, zice, ia-ți mâinile acum că poți privi. Și atunci ochii ei, Dumnezeu i-a făcut în stare să poată privi la cel care are lumina. Și ea îl întreabă pe cel care îi spusese să poți să privească, zice, dar cine ești? Zice, eu sunt Francisc din Assisi. Și se întoarce către ea ușor și către cel de lângă el ce strălucea extraordinar. Și el arată cu mâna, zice, vezi, iată, îl privește, el are credința adevărată. Și asta a fost tot. Și s-a ridicat. Și a plecat. Dacă până atunci sufletul ei era frământat, acum era total conversat. Era în lăuntru ei să petreceau niște schimbări fenomenale. Și iarăși trece timpul, trec zilele, săptămânile și într-o seară, trecând spre culcare, îl vede pe Rus, care în genunchi, cu o iconiță mică în față, cu carte de rugăciuni în față, își făcea rugăciune de seară. Și zice, se oprește, ușa era ușor întredeschisă, zice, Serghei, zice, ce faci acolo? Nu mai rețin cum îl cheamă, dar m-am zis eu așa, Serghei, nu mai rețin cum îl cheamă pe Rus. Și el zice, mă rog, zice, da, zice, ce credință ai tu? Zice, eu sunt ortodox. Zice, cine e ortodoxie? Fac aici o mică paranteză. Să reține cuvântul ăsta, ce e ortodoxie? Știți ceva? Unul dintre convertiții celebri a acestui deceniu, o somitate din lumea apusă, a spus așa, zice, cel mai bine păzit secret din lume este ortodoxia. Și Nemțoica, în aceeași notă, întreabă, ce e ortodoxie? Poate vă mirați de acest lucru, dar aceasta este o mărturie a unui profesor universitar de la Oxford. Și nu putem vădi de incapacitate de înțelegere sau de lipsă de informare. El îi spune, băi, noi rușii toți suntem ortodoxi și zice, dar ce
Ce vreau eu să vă spun? Știți că pe Arsenie Boca îl urăsc foarte tare și știți cine îl urăsc? Clericii îl urăsc. Nu milenii. Am plecat în Actos, pentru că știu cum a pornit acest lucru. Și a pornit de la un călugăr care îl cunoșteam. Și Danc și Danc, doi călugări foarte cunoscuți, care unii iau de mari criterii, de bun criteriu. Și acest călugăr care îl cunoșteam a înregistrat o casetă. El s-a întrecit după aia. În altul din cei doi a murit nebun. Iar al treilea suferise foarte mult. Și au scos în mediu online această casetă care a produs mari necazuri în rândurile oamenilor. Și am fost după el în Athos, că aflasem să fie la o mănăstire și l-am întrebat, m-am special pentru el. Și l-am dat, l-am luat încă de prieteni. L-am dat, ce-i făcut chestia asta? Și a început să se justifice în fel și chip, și dar știam de situația lui reală. Și l-am întrebat la un moment dat. El mi-a mărturisit, el însuși, că a fost un om îndrăcit. Și l-am întrebat, zic, dar cine te-a scăpat de situația în care erai? Iar el atunci n-a mai zis nimic, a tăcut din gura. Și unele dintre acuzele care se duc la Arsenie Boca este că l-a pictat pe Sfântul Francis de Assisi, în biserica de la Drăgănescu. Și de-aia am vrut să urmesc această întâmplare, care în anii 90 atunci era tot un necunoscut Arsenie pentru publicul larg. Dar acum este foarte actuală. Și iată, Arsenie, e și văzut. Am văzut-o pe Sfânta Ecaterina, niciodată n-am văzut-o așa. E pictată la Drăgănescu ca fiind blondă. Sfânta Ecaterina, acum la cuvioasa Paraschiva, vine capul Sfântei Ecaterina din Sinai. Și cine poate să meargă, bine ar fi să meargă. Ea era blondă. Și era de mare frumusețe, Ecaterina. Mama ei, ea semăna cu mama ei, care era foarte frumoasă. Tatăl ei era împărat. Și a putut să-și iau o nevastă frumoasă, nu? Și ea semăna cu mama ei, iar ceea ce moștenise de la tatăl ei era inteligența deosebită, foarte, foarte sporită, era la minte, pentru vremea respectivă. E, și pentru prima dată am văzut la Drăgănescu pe Sfânta Ecaterina blondă. E cu totul neuzual, dacă știi, eu pictez icoana. E cu totul neuzual ca să faci în icoană o sfântă blondă, să știți. Sunt rarități. Nu se fac așa ceva. Mai aveam să vă zic, dar e avansat timpul. Da, ajunge. Mulțumim domnilor voastre, mulțumim părintelui. Și ne rugăm, ați văzut cum v-a spus Laurențiu, eu îi spun Lari, prieten bun cu mine, că părintele, el e convins că sunt Sfinte Moaște, nu e niciun dubiu asupra acestui lucru. Nu am acum vreme să vă spun alte lucruri, iar altele chiar nu am cum să vi le spun, însă e o certitudine lucrul acesta. Ne putem ruga la Părinte. Eu mă rog la Părinte și lucruri absolut excepționale s-au împlinit în urma rugăciunilor la El. De fapt, când Dumnezeu intervine asupra unui lucru în care tu nu mai ai nădejde de rezolvare, nu este o minune. Oamenii cred că astăzi nu mai sunt minuni. Chiar cei din biserică cred asta. Nu o să mai fac minuni. Zice că nu sunt Sfinții, nu mai sunt cei de mult. Aceasta este
aceasta este un lucru foarte grav. Este o hulă adusă lui Dumnezeu. Ca și cum Dumnezeu n-ar mai scoate sfinții între oameni. Nu, sunt sfinții acum între oameni care fac minuni foarte mari. Iar ei, sfinții din cer, sunt alături de noi tot timpul. Nu așa teoretic ce citim în cărți, ci foarte, foarte practic. Eram odată la bancă, haideți să vă mai spun ceva, e foarte interesant. Eram odată la bancă, m-am dus să plătesc niște facturi. Și era 6 februarie. Frig, acum nu iarna asta a trecut, care a fost mai caldă, s-a avut o ieri. Ger mare, zăpadă, era mai înfofolit așa și într-un moment, 6 februarie se prăzumiește Sfântul Varsan fie cel mare. Sfântul Varsan fie cel mare, dacă ați apucat să-i citiți viața, nu știu dacă i-ați citit-o vreodată, vreunul între domniile voastre, între frățiile voastre, dar este absolut fabuloasă. Dar este și unul cel mare. Însă, oamenii cunosc foarte puține despre el. El este cunoscut mai mult în mediul monahal, însă și numele este un nume călugăresc. Și mergând de la bancă să plătesc niște facturi, am văzut o iconiță mică de tot, dar alea micuțe, 7 cred că e, așa, micuță de tot așa, știți, acele micuțe care se dau la mănăstiri, cu Sfântul Varsan, fiecare era pe o imprimantă a funcționarii de la o fată tânără, 23-24 ani, așa, de la bancă. Și îi spun, auzi, știi că astăzi e ziua de prăzunirea Sfântului tău de aici? Și ea zice că da, foarte uimită de informația care a primit-o și toată s-a înveselit, era foarte veselă. Am spus și am plătit facturile, aveam două facturile, l-am plătit și am plecat. Dar când am ieșit din bancă, am făcut un pas, doi, trei, și un glas îmi spune, întoarce-te înapoi, zice, și spune că astăzi poate să-mi ceară orice voiește ea, că îi dau totul. Eu am rămas foarte uimit de lucrul ăsta. M-am întors înapoi. Sfinții nu-ți vorbesc în ureche. Sfinții îți vorbesc în centrul vorbirii. Este un alt fel de glas. Și atunci m-am întors înapoi și i-am trecut pe lângă oamenii de la coadă și am spus, auzi, vezi că Sfântul tău a spus că astăzi, așa exact așa i-am spus, poți să-i ceri orice voiești tu, că-ți dă orice. Și am plecat. Și m-am întors pe o săptămână. Nu știu ce e oficialul, că n-am îndrăznit să o întreb. Dar a doua oară când am venit, s-a nimerit, era tot ea acolo. Și cu toate că eram îmbrăcat altfel, m-a recunoscut, poate după barbă, cine știe. Și mă întrebă, dumneavoastră mi-ai spus, zice, de Sfântul Varsan fie. Zic, așa este, eu ți-am zis. Zice, și colegile ei erau în stânga, în dreapta, pardon, că era în margine. Și cum se trebuie, erau așa, încolo să continua ghișeul. Și era foarte strânjenită. Nu știa, era atât de emoționată, o țâră de nu plângea, zice, știți că mi-am plinit dorința? Ce o fi cerut? Nu știu. Dar când am ieșit acolo, două lucruri am spus. Mi-a zis, mă, Sfinte, mă, mie nu-mi zici nimic să cer și ceva. Și după aia vorbeam cu un prieten, zic, mă, vezi, uite-te, fata asta, dacă era luminată, Dumnezeu, dar poate că nu i-am găduit Dumnezeu ăsta, că așa a spus, îți dau orice. Dacă ar fi cerut mântuire, ar fi căpătat. Desigur, la vremea cuvenită, când a luat Dumnezeu. Și însă era ceva, desigur, mai lumesc, mai știu, nu știu ce, nu știu, nu pot să spun, nu știu, că nu știu ce, dar care să și plinise. Și iată, de ce v-am spus asta? Poate
poate nu trebuia să vă spun, dar de ce vă spun? Că voi sunteți oameni care veniți în biserică. Voi trebuie să aveți credință în Dumnezeu foarte puternică. Ați văzut acum la referendum, n-a trecut referendum, dar știți ce urmări vor avea aceste evenimente? Peste câțiva ani de zile, preoții vor fi puși într-o situație înspăimântătoare. Ei nu vor avea, deja în Occident, preoții, dacă nu săvârșesc unirile între homosexuali, ei sunt arestați. Li se dă o amendă întâi, foarte substanțială, apoi li se dă, dacă nu au mai avut incidente vreodată, o închisoare cu suspendare și apoi, dacă ei persistă în încăpățânarea lor de a nu face ce spun autoritățile, nu sunt niște legi, nu? Ei sunt băgați la închisoare. Ei, vedeți, oamenii nu au mers la vot. Este un lucru foarte grav. Poate că Dumnezeu vrea să înceapnă poporul să vadă. Și așa se vor cerne oamenii foarte mult. Și acesta va fi un lucru mitit. Este un lucru mitit. Asta este un lucru mitit. Spune Dimitrie Cantemir așa. Unui lucru fără cale, cale dând, alte lucruri fără cale vor urma curând. Doamne, este lucru. Să mulțumesc pentru atât altar pentru mine în seara asta. Cești doi apropiați părinții părintele. Pentru că așa e mai frate Lorenț și frate Adrian și frate Lorenț. Care am înțeles că această nereușită adică această catastrofă, să zic așa, de ieri a fost îngăduită de Dumnezeu, oricum știam că e îngăduită Dumnezeu, cu orice lucruri îngăduiți sunt bunite Dumnezeu. Cele rele sunt îngăduite, cele bune sunt bunite. Dar a fost îngăduită de Dumnezeu și trebuie să cercetăm ce avem de făcut. Și este legat de Părintele Galeriu. Și așa cum spunea Părintele Galeriu, un lucru în Scriptură și în lucrarea lui Dumnezeu, întotdeauna există două, cel puțin două mărturii. Acum vi-l spun ca să o știți. Ați primit probabil mai mulți la o biserică din București, nu știu care, în timp ce se rostea Tatăl nostru, acrăpat icoana înapoi și acrăpat icoana, acrăpat sticla. Sfinților Ioachim și Ana. La biserica Sfinților Ioachim și Ana de la Făișor, icoana Mântuitorului acrăpat. În timp ce stați pe loc, am înțeles. Apreți de geamă. Ceea ce veți asculta, veți vedea că asta a fost o mărturie până de cea de-a doua. A venit ieri o doamnă la mine, nu este din păcate aici, i-aș fi dat cuvântul, este una dintre femeile nelipsite de la biserica noastră. Florica se numește. Cu siguranță o cunoașteți mai așa, măcar. Da. Dacă aveți, eu nu mi-aduc aminte în ce noapte am fi
visul, dacă a fost vineri seară sau... Vineri seară. Foarte... Eu am reținut vineri, deci 12 vineri. Sau... Vineri spre sâmbătă. L-a visat pe Părintele Galeriu într-o casă care nu era a lui. Într-o casă mare. Unde era cu doamna Argentina și o certa că nu a luat 70 de albocalmin. Iar doamna Florica ștergea un geam spart. Și a încercat să spună ceva Părintele Galeriu. Iar Părintele a făcut, nu mai ascult. Este un gest rarisim la Părintele Galeriu în timpul vieții. Rarisim. Cred că se numără pe deși de la o mână. Așa că eu ieri la prânz eram conștient de ce se va întâmpla, cu toate că n-am lăsat telefonul până la ultima oră ca să îndemn pe fiecare dintre cei și mai mers încă vreo 12-13 care nu mersese. Așa încât lucrurile sunt cum să vă spun, undeva pe la ora 8 sau poate puțin mai devreme căzusem și eu sufletește. După aceea am primit și un mesaj pe grup și am primit și un răspuns de la cineva că îmi mulțumește pentru că i-am redat speranța. Fraților, nu prea avem aneteme. Decât cum ați trimis, cineva a trimis cuvântul Părintelui Ioan, Sfântului Ioan Gură de Aur către Olimpiada. Decât de păcat. De asta se gătește. Dacă în țara asta sunt 4 milioane de oameni care au votat, pentru acești 4 milioane de oameni care au votat, votul acesta le se va socoti treptate în fața lui Dumnezeu și este în același timp o chemare pentru fiecare dintre ei să se sfințească. Dumnezeu nu vrea să mai fim căldicii. A, mergem la o cateheză, a, ce drăguț a vorbit Părintele, foarte frumos. A, mergem într-un pelerinaj, ce bine. Nu. De astăzi, catehezele nu mai sunt generale, ci foarte aplicate. De astăzi, viețuirea noastră trebuie să fie o viețuire cu foarte multă acrivie. Fiecare gest pe care îl facem, în lume, trebuie să fie un gest al adevărului și al iubirii. Deodată. Nu se pare. Adică să împărtășim adevărul cu iubire. Cum l-am văzut pe Părintele vorbind astăzi și împărtășind adevărul cu iubire. Ne-am întors în 1945. Păi avem și pe Paucăr și pe Groza și pe cine vreți dumneavoastră în fruntea țării. Nu pun la îndoială faptul că sunt toți conducătorii țării vinovați. Fiecare va plăti după vinovăția lui pe care o știe Dumnezeu. Fiecare îi se va lua tot ceea ce a negociat pentru el și îi se va lua și ceea ce crede că are. Niciunul dintre ei nu va rămâne în picioare. Dar asta este problema noastră. Problema noastră este păcatul. Problema noastră este măsura în care vom fi capabili de acum înainte să viețuim în sfințenie personală și în comuniune. Și să învățăm să lucrăm împreună și să împlinim dreptatea lui Hristos.
iarăși spun, cu iubire în adevăr. Și probabil că de astăzi înainte părintele ne ascultă, dar nu ne-a ascultat ieri. Și nu ne-a ascultat nici Dumnezeu. Așa că toată rugăciunea care s-a făcut și în Sfântul Munte și în toate bisericile ortodoxe a fost primită de Dumnezeu, dar răspunsul Lui n-a fost acela pe care îl vroiam noi, ci cel pe care El l-a socotit mai de folos. Acel al unui drum mai aspru, mai anevoios, un drum al mărturisirii care să ne modeleze inimile după asemănarea chipului. Adică să facă virtuțile despre care vorbea Părintele vii în fiecare dintre noi. Și bineînțeles că acest drum nu poate începe altfel decât cu rugăciune și post. Adică de astăzi înainte, o spun așa, cu toată sinceritatea, nu voi mai da dezlegare de post. Nici măcar bătrânirul. De astăzi înainte, cum spunea Sfântul Părintele Irineu, o să fie și Dânsul Sfânt, cu siguranță. Dacă tot ai îmbătrânit, ce-ți mai trebuie să mănânci asta? Ăsta a fost răspunsul când l-ați întrebat. Era aici în biserică. Să dezlegăm postul la bătrâni și a zis, dacă tot ai îmbătrânit, ce-ți mai trebuie să mănânci? Și vă spun exemplu bunicii mele din partea mamei. Bunica din partea mamei, Maria, care m-a crescut, de fapt. Cel mai mult, mama fiind medic și așa, umbla la tot felul de congrese și ce avea nevoie ca să-și împlinească studiile, crescându-mă singură. Mama mamei mele mânca seara ceai cu tot. De câte ori stăteam la masă, o certam eu, copil fiind, că mănâncă mult prea puțin. Dar vă spun sincer, mânca într-o săptămână cât mâncam în două zile. Atât mânca, maxim. Nu am văzut-o să-i lipsească rugăciunea de dimineață, de seară și cel puțin un acatist la prânz. Sau să se lipsească ea vreodată de la biserică. Deci acest lucru trebuie să-l înțelegeți. Fără post aspru, nu prea mai merge. După aceea, vom avea de-a face cu problema lapșii. Adică cu problema celor care au căzut. Să vă fie foarte clar, nu știu încă poziția oficială a bisericii și nu îmi permit să sugerez vreo poziție oficială. Dar în sufletele multor preoți, cel care nu a fost la referendum, se socotește apostat. Adică căzut din credință. Așa cum erau pe vremuri când erau chemați să închine idolilor și se duceau și închinau. Și cădeau din credință în idolatrie. Deci aceia care nu au fost la vot se numesc apostați. Adică nu au mărturisit pe Hristos. Apostații, ca să reintre în biserică, trebuie, ei nu mai sunt în biserică deci. Chiar dacă au fost botezați. Apostații, pentru a reintra în biserică, trebuie să facă un anumit ritual de pocăință. Prin urmare, firesc ar fi, știu mă ce, firesc ar fi să nu li se mai facă nicio slujbă. Să nu mai beneficieze de slujbe de biserică. Și s-ar putea, deci v-am spus, nu știu care, poate că poziția oficială va fi mai îngăduitoare. Dar s-ar putea să se refuze botezuri, cununii, înmormântări. Fiindcă oamenii se vor lămuri foarte curând ce au făcut. I-am spus cuiva în seara aceasta și să țineți cont de asta. România va fi în frunte. Vor să dea de vor să facă de România un exemplu de aplicare a legislației europene. Pentru că la noi nu există societate civilă reală care să reacționeze, cred ei,
Așa că vor impune toate legile pe care le doresc, cu cea mai mare fermitate posibilă și cu cea mai mare rapiditate posibilă. Când oamenii vor vedea aceasta, își vor da poate seama și vor veni să întrebe. Pentru cei care se vor pocăi, lucrurile sunt simple. Dar nu știu dacă vor mai avea de la cine să ceară pocăință. Gândiți-vă la această absolută idioțenie să dai în judecată pe Patriarhul Bisericii pentru că a vorbit despre Sfântul Ilie, acuzându-l că Sfântul Ilie a omorât niște proroci mucini. Păi cum? Că de aceea este și înfățișat cu cuțit. Într-adevăr, Sfântul Ilie, dacă cine nu știe episodul, e destul de jenant să trebuia să se repet, dar repet. În timpul său, regele și regina lui Israel au închinat țara lui Baal. Zeului Baal. Baal care este un demon. Iar modul de cinstire al acestui zeu seamănă foarte mult cu ceea ce se petrece în cluburile de noapte. Adică toate plăcerile la un loc. Și de aceea s-a închis cerul. De aceea s-a închis cerul, de aceea n-a mai plouat și a fost acea foamete. Iar când a vrut să deschidă cerul, Ilie a cerut să se facă cele două jertfe fermice. În a lui a turnat și de trei ori apă ca să umple și să fie imposibil aprinderea pentru orice formă tradițională posibilă. Și a spus, acum fiecare strigă pe Dumnezeul lui și ce jertfelnic se aprinde, acela este Dumnezeu adevărat. Au strigat aceia și le zicea Ilie, strigați mai tare că poate doarme sau poate pleca pe undeva, nu vă aude. Iar când a strigat el, cu toată apa aia de acolo s-a aprins jertfelnicul și atunci vă dați seama când a înțeles poporul ce minciună a trăit, păi n-a mai fost nevoie să zică Ilie ceva. L-a omorât poporul, i-a omorât pe mincinoși. Și toți cei care s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu au suferit moarte groaznică. Nu dorim nimănui să simtă pedeapsa lui Dumnezeu pe spatele său. Dorim fiecăruia să cunoască iubirea lui Dumnezeu. Dorim fiecăruia să simtă ce înseamnă mânghierea lui Dumnezeu, privirea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu în inima lui. Dar până când va hotărâ Dumnezeu cu fiecare ceea ce se va face, vă spun încă o dată, trebuie să ne sfințim. Dacă au îndrăznit aceasta împotriva Patriarhului Daniel, care un lucru care deschide orice logică. Orice logică. Așa cum deschide orice logică mesajul celor 47 de euro, Dumnezeu știe ce, parlamentari. Așa cum deschide orice logică fiecare dintre mesajele care au fost transmis împotriva referendumului. Gândiți-vă că acum, când au pus piciorul pe drumazul nostru, chiar nici nu mai au nevoie să fie logici. Înțelegeți? Așa că vor veni lucruri foarte, foarte complicate. Minciuna s-a împământenit aici, s-a încoțopenit în frunte. Minciuna, împreună cu ura, și împreună cu așa zisa iubire, care nu are nicio legătură cu iubire. Adică cu plăcerea trupească. Și cu iubirea de argint și de putere. Acestea conduc țara noastră. Sunt zei păgâni. Sunt demoni. Mai exact. Demoni.
Prin urmare, când te conduce diavolul, nu ai atemirat de nimic. Pentru că el nu știe să facă altceva decât să distrugă, fără sens. Dar noi îl avem pe Dumnezeu de partea noastră. Dacă Dumnezeu a îngăduit să fim aici, nu ne va lăsa. Deci, încă o dată, vă îndemn să fiți cu răbdare față de toate acuzele care vi se vor aduce pe la locurile de muncă și pe unde sunteți. Am avut un caz astăzi, o fată care a susținut referendumul, s-a dus la serviciu și de la serviciu a venit din celălalt capăt al clădirii cineva să-i spună: tu cu popii tăi, că uite că a luat-o pe bunica mea de 85 de ani și a dus-o, ce ne merge, ați încercat să furați referendumul, dar uite că noi am câștigat cu democrația. Vor vedea că democrația asta este totalitarism, ca în 45. Mai rău pentru că există Facebook. Adică nici măcar nu au nevoie să cheltuiască bani ca să știe ce faceți. De aceea, poate ar fi timpul din două conturi într-o familie să rămâneți cu unul ca să fiți măcar informați despre ce se întâmplă în afară. Dar ar fi timpul să mai curățați din această intruziune în viața personală pe care o produce acest program. De aceea, să știți că eu o să cam renunț la WhatsApp decât pentru lucruri simple de tot. Lucruri foarte puțin importante. Dacă vreți să comunicați cu mine, mă găsiți aici. Deci ar fi timpul să știți că preotul se găsește în biserică, nu pe WhatsApp. Deci, avem de mers mai departe. Vă mulțumesc să mă iertați că am încheiat cu acest lucru, pentru că este vorba despre tot despre Părintele Galeriu. Și care ne punem nădejdea în continuare în ajutorul și rugăciunea lui. Mulțumesc. Să vă mulțumesc foarte mult pentru cum ați vorbit.